1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 21. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Ne rugăm Domnului. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul acesta de care ne faci parte să ne numim copiii Tăi. Mulțumim pentru dragostea Ta reală, clară, demonstrată acolo la Calvar. Și Te rugăm ca în continuare să umpli inimile noastre de dragostea Ta, dar să faci ca și inimile noastre să arate dragoste față de Tine. Te rog să binecuvântezi pe fiecare frate și soră, pe fiecare ascultător în parte, și dă-mi și mie putere să predic cuvântul Tău așa cum este El. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Revenim, dragi frați și surori, la frumoasa noastră serie de mesaje din prima epistolă a lui Ioan. Și iată-ne ajunși la capitolul 4, pe final, secțiunea 7 la 21. Și așa după cum ați observat, cred cu mare ușurință, nu ai cum să citești pasajul acesta și să nu se vadă peste tot, este impregnat de dragoste. Aproape în fiecare verset se vorbește despre dragoste. Nu este prima dată când Apostolul Ioan vorbește despre dragoste în epistola sa. Am mai vorbit și în secțiunea de la capitolul 2, versetul 3 la 11 și vă amintiți că ne-am uitat acolo la acea secțiune. Și în capitolul 3, de la versetul 10 la versetul 24, dar aici, în secțiunea aceasta, capitolul 4, de la 7 la 21, este, dacă vreți, vârful. Este apogeul discursului despre dragoste pe care îl are Apostolul Ioan. Dacă ați vrea o paralelă între Ioan și Pavel, pasajul acesta din Epistola Ioanină reprezintă un fel de paralelă la 1 Corinteni 13, ce găsim în epistola lui Pavel. Cam la fel de frumos scrie aici Ioan despre dragoste, după cum scrie Apostolul Pavel în
cunoscutul imn al iubirii din 1 Corinteni, capitolul 13. Doar că ceea ce descoperim aici, în textul pe care noi l-am citit, este o nuanță specială legată de dragoste și la asta aș vrea să ne uităm în continuare, și anume la dragostea supranaturală. De fapt, aici Ioan prinde această tușă și ne arată că dragostea despre care el ne scrie nu este o dragoste obișnuită, de duzină, nu este o dragoste fabricată de oameni, nu este o dragoste pe care să o poți întâlni oriunde, ci este o dragoste supranaturală. Și oricât de pretențios pare termenul acesta, dragoste supranaturală, așa după cum vom vedea, Ioan ne asigură că această dragoste supranaturală este o condiție de a fi creștin. Și este la dispoziția fiecărui creștin. Indiferent de statutul spiritual la care ajungem, că suntem mai maturi sau mai puțin maturi din punct de vedere spiritual, dragostea supranaturală este specifică, este o condiție pentru fiecare creștin în parte. Așadar, dacă ești copilul lui Dumnezeu și dacă ți-ai pus încrederea în Domnul, Dumnezeu îți va face parte și ție de această dragoste supranaturală. Și aș vrea să intrăm în miezul mesajului nostru și să vedem câteva lucruri despre dragostea supranaturală, și primul lucru este rădăcina dragostei supranaturale. Vedeți, această dragoste pe care o experimentează creștinii și pe care ei trebuie să o transmită mai departe, nu este o realizare umană. Pentru că de multe ori poate ne întrebăm, Doamne, cum pot eu să te iubesc pe tine cu o dragoste supranaturală? Și cum pot să iubesc pe cei din jurul meu cu o dragoste supranaturală? Uneori îmi este greu să iubesc pe cei dragi, pe frați, pe surori, pe cei de lângă mine, și tu îmi spui că trebuie să iubesc chiar și pe vrăjmașii mei. De unde o astfel de iubire? De unde un astfel de izvor al iubirii? Ei bine, frați și surori, această dragoste nu este rezultatul strădaniilor noastre, ascezei noastre, luptei noastre, ci această dragoste își are rădăcina în Dumnezeu. Uitați-vă la versetele 7 și 8 ce spun, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, deci este acest mandat la iubire, și apoi spune, căci dragostea este de la Dumnezeu. El este izvorul dragostei. Și apoi spune, și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, și aici întâlnim una dintre cele mai profunde afirmații pe care o veți găsi în toată Scriptura, pentru că Dumnezeu este dragoste. Vedeți ce interesant vorbește Ioan despre dragoste? Nu-l prezintă ca pe un simplu atribut al lui Dumnezeu, precum vorbește despre dreptate, Dumnezeu este drept, sau vedem dreptatea Lui, credincioșia Lui, bunătatea Lui. Nu vorbește doar despre niște lucruri pe care Dumnezeu le are sau despre niște activități pe care Dumnezeu le face, ci spune aici, și este singurul lucru pe care îl găsim în felul acesta în Biblie despre Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste. Nu doar are dragoste, nu doar își arată dragostea, nu doar manifestă dragostea, nu doar direcționează dragostea spre unii și spre alții, ci Dumnezeu este dragoste în esența Lui, în ființa Lui, în natura Lui. Acest lucru are implicații profunde, frați și surori. Asta înseamnă că Dumnezeu nu își manifestă dragostea ca reacție, ca răspuns la niște acțiuni pe care El le vede în lumea creată. El nu se uită din cerul Lui de undeva de sus, peste tot pământul, să vadă care oameni sunt vrednici de dragostea Lui. Se aleagă pe unii și să spună, uite, aceștia sunt mai buni decât aceia. Aceștia merită dragoste, aceia nu merită dragoste. Aceștia merită dragoste mai mult decât ceilalți și am să le arăt dragoste lor, pentru că ei sunt altfel decât ceilalți. Și atunci Dumnezeu se uită în sine și dă drumul la niște izvoare de dragoste ca reacție, ca răspuns la stimulii pe care noi îi producem pe pământ. Ne vede atât de vrednici, ne vede atât de buni, ne vede atât de credincioși, ne vede atât de sfinți, ne vede atât de sârguincioși, și atunci Dumnezeu reacționează cu dragoste la starea noastră. O, nu! Ci dragostea pe care Dumnezeu o arată vine din cine este El. În natura Lui,
Dragostea lui Dumnezeu față de noi nu este condiționată de performanțele noastre și aici sclipește, aici strălucește frumoasa nestemată a creștinismului. Cu asta diferă creștinismul de orice alt tip de religie organizată a lumii, de hinduism, inclusiv de religiile monoteiste, de islam, de iudaism, de orice vreți dumneavoastră. Creștinismul strălucește prin excelență, prin aceea că vorbește despre o dragoste pe care Dumnezeu o revarsă din natura sa, din sine, fără ca să fie determinat sau obligat de ceva din afara lui să arate această iubire. Dumnezeu ne iubește nu pentru ce suntem noi. Dumnezeu ne iubește pentru ce este El, pentru că El este dragoste. Și oricât de ciudat ni s-ar părea nouă oamenilor care suntem obișnuiți cu condiții, care suntem obișnuiți cu o dragoste condiționată și cu criterii, oricât de ciudat ni s-ar părea ce spun acum, Dumnezeu nu ne iubește mai mult când o ducem mai bine din punct de vedere spiritual și mai puțin când păcătuim sau nu performăm atât de bine din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu ne iubește mai mult când venim mai des la biserică decât atunci când venim mai rar la biserică. Dumnezeu nu ne iubește mai mult atunci când dăruim mai mult la plic la biserică decât atunci când dăruim mai puțin. Nici de cum! Dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă. Dragostea lui Dumnezeu este întotdeauna aceeași pentru noi. Este o dragoste neschimbătoare, pentru că dragostea lui Dumnezeu, așa după cum v-am spus, vine din Dumnezeu, din natura Lui. De aceea, nu putem să beneficiem de această dragoste prin ceea ce facem noi. Nu putem face nimic ca să-L determinăm pe Dumnezeu să ne iubească mai mult. Și nu putem face nimic ca să-L determinăm pe Dumnezeu să ne iubească mai puțin. El ne iubește întotdeauna la fel. Ne iubește, cum îi spune lui Israel altă dată, te iubesc cu o iubire veșnică. Deși Israel a avut momentele lui bune și momentele lui rele, momente în care scriau psalmi și lăudau pe Domnul pentru măreția lui și momente în care s-au închinat la Baal și au căzut în idolatrie. Și Domnul zice, mă uit la Israel și nu văd nicio nelegiuire în el. Nu că n-ar fi fost nelegiuiți, dar pentru că prin jertfă, care este o anticipare a Domnului Iisus Hristos, deja nelegiuirea lor era pusă în seama lui Hristos. La fel cum Domnul se uită astăzi la tine dacă ești copilul lui și nu mai vede nicio nelegiuire în tine. Te vede curat și te socotește neprihănit, pentru că altcineva a purtat pe lemnul crucii nelegiuirile noastre ale fiecăruia, Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie Sfântul Său nume. Singurul mod în care putem să beneficiem de această dragoste este fiind uniți cu Hristos, fiind în Dumnezeu. Pentru că cine este în Dumnezeu are această dragoste. Tot ceea ce ni se cere nouă este să fim uniți cu Dumnezeu, nu să performăm sau să facem anumite lucruri. Așadar, haideți să reținem acest lucru și să lăsăm ca acest adevăr să ne încurajeze să trăim vieți creștine autentice, pline de dedicare față de Domnul. Frați și surori, haideți să intrăm în logica creștinismului adevărat și să ieșim din logica aceasta a business-ului, a afacerilor cu Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu facem afaceri cu Dumnezeu. Poate că soțul tău te iubește sau îți arată că te iubește atunci când te comporți într-un anumit fel. Poate soția ta îți arată că te iubește atunci când te comporți într-un anumit fel, sau părinții tăi sau copiii tăi. Poate așa ne-am obișnuit noi, ca oameni, să ne arătăm dragostea unii altora în funcție de cum se poartă celălalt. Și așa avem intenția să proiectăm această imagine și asupra lui Dumnezeu. Dar aș vrea să punem la inima noastră acest adevăr fundamental, pe care uneori tindem să-l pierdem, că Dumnezeu nu este ca noi.
ci noi trebuie să fim ca El, să învățăm să fim ca El. Și Dumnezeu este dragoste. De aceea spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, o lume păcătoasă, cum spune Roman capitolul 5, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și a turnat dragostea Lui față de noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. De ce? Că au meritat? Nu! Motivul pentru care l-a dat pe Hristos nu era că lumea a meritat, ci fiindcă El ne-a iubit. Observați? Cauza este în iubirea lui Dumnezeu, nu în meritele sau vrednicia oamenilor. Și aș vrea să ții minte lucrul acesta. Și în zilele tale cele mai bune de creștin, și în zilele tale cele mai proaste de creștin, Dumnezeu te iubește la fel și este singura persoană probabil din univers care nu-și modifică absolut deloc iubirea față de tine. Lasă ca acest adevăr să te încurajeze și să mă încurajeze ca la rândul meu să-L iubesc eu mai mult pe Domnul și să fiu mai dedicat lui Dumnezeu și să-L slujesc cu mai mult drag pe Domnul nostru. Apoi, după ce am văzut rădăcina dragostei spirituale, aș vrea să ne uităm la manifestarea acestei dragoste, manifestarea dragostei spirituale, și sunt câteva lucruri pe care le punctează textul. Întâi de toate că această dragoste supranaturală este întotdeauna inițiată de Dumnezeu. El are ideea asta de a iubi așa. Și ne cheamă și pe noi la o astfel de iubire, dar avem cel puțin două versete care ne arată foarte clar, uitați-vă la versetul 10, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, adică aici se referă la un fel de definire a dragostei. Cum înțelegem dragostea asta? Vedeți, există dragoste ca reacție și dragoste ca inițiativă. Noi de cele mai multe ori avem o dragoste ca reacție. I love you, I love you too. Cam aia este. Eu te iubesc și eu te iubesc. Deci e un fel de reacție de genul ăsta. Dar întotdeauna Dumnezeu ne iubește primul. El face întotdeauna primul pas în iubire. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, dimpotrivă, noi L-am urât pe Dumnezeu. Noi am fost vrăjmașii lui Dumnezeu prin gândurile și prin faptele noastre rele. Noi fugeam de fața lui Dumnezeu, ci în faptul spune că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și apoi versetul 19 rea aceeași idee și spune: noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Deci trebuie să înțelegem acest lucru, că această dragoste supranaturală, tocmai de asta, fiindcă este supranaturală, este întotdeauna inițiată de Dumnezeu. Nu este un răspuns pe care Dumnezeu îl face la faptele noastre. Vedeți cum se întoarce tot sistemul religios? În toate religiile, cu excepția creștinismului, zeii reacționează. Trebuia să-ți iei copiii, să-i aduci ca jertfă, să-i arunci de pe stânci la Zamolxis, ca să reacționeze, să ne dea ploaie, să ne dea vânt, să ne dea grâne, grâu, porumb. Trebuie să acționezi ca să câștigi mila lui Allah. Și unii acționează mergând chiar înspre fanatism religios, că poate Allah se va îndura și ne va arăta milă. Și trebuie să te supui și să faci cumva să-L câștigi. Trebuie să treci prin tot felul, în hinduism și în budism și în toate religiile, prin tot felul de practici, de chinuri, prin tot felul de lucruri, ca să-L faci pe Zeu să reacționeze la acțiunile tale, aduce ofrande, jerfe, și unii merg chiar până la jerfe animale, de la jerfe animale chiar până la jerfe umane, și întâlnim asta și în Scriptură, pe unii care aduceau jerfă lui Moloch. În creștinism tot sistemul se întoarce și favorul divin nu este o reacție la acțiunile noastre, ci favorul divin și dragostea divină întotdeauna este o acțiune, o inițiativă din partea lui Dumnezeu, și ce facem noi este o reacție la iubirea Lui. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Noi venim la biserică pentru că El ne-a iubit întâi. Noi dăruim pentru că El ne-a iubit întâi. Noi căutăm fața Lui pentru că El ne-a iubit întâi. El e primul, tot ce facem noi este rezultatul inițiativei Sale. Nu invers, nu El reacționează față de ceea ce facem noi. De aceea orice slujire, orice oportunitate pe care Dumnezeu ne-o dă, este un har de care ne face nouă parte, nu ceva ce facem noi ca să câștigăm un favor din partea lui Dumnezeu.
Apoi, ce mai vedem legat de manifestarea dragostei? Nu doar că este inițiată de Dumnezeu, dar vedem că dragostea supranaturală este jertfitoare. Și asta o diferențiază de alte tipuri de dragoste. Uitați-vă la versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat cum? Prin faptul că Dumnezeu a trimis pe singurul lui Fiu ca noi să trăim prin El. Este foarte interesant, singura moarte din care curge viață este moartea Domnului Iisus Hristos. Că așa putem să vorbim despre dragoste și Mântuitorul la un moment dat chiar spune în Evanghelii: dacă voi iubiți doar pe cei ce vă fac bine, nu asta fac și păgânii? Și este foarte interesant, chiar și dintr-un studiu din punct de vedere antropologic și etnografic, dacă mergi și studiezi diverse culturi ale lumii și chiar culturi izolate, tribale, chiar dacă sunt anumite diferențe pe care le vedem, la nivel de manifestare, de rituri, de obiceiuri, vom observa că sunt și elemente comune care transcend aceste culturi. Și unul dintre elementele comune este că în toate culturile oamenii fac bine la cei ce le fac bine. Și la cei din familia lor, la cei dragi. Există această empatie pentru cei ce sunt ai tăi și pentru cei ce-ți fac bine. Dar dragostea supranaturală este supranaturală pentru că încalcă această lege a firii. Această lege care este imprimată în ADN-ul uman, în natura umană. Și este o dragoste pentru cei ce nu-ți fac bine. Este o dragoste pentru cei care nu-ți pot întoarce bine. De asta spune, când faci o faptă de milostenie, dacă o faci la unul care îți poate răsplăti, ce lucru ai făcut? Eu te ajut pe tine azi ca tu să mă ajuți pe mine mâine. Dar dacă l-ajuți pe unul care nu-ți poate întoarce înapoi, aceea este cu adevărat o faptă pentru slava lui Dumnezeu. Observați, asta înseamnă dragoste supranaturală. Înseamnă o dragoste pentru cei care nu-ți pot întoarce înapoi, o dragoste pentru cei care nu-ți pot afecta viața ta la prima vedere, o dragoste pentru cei care chiar îți fac rău și îți doresc răul. Și această dragoste, oricât am încercat noi să o fabricăm, este imposibil să o avem, pentru că această dragoste este supranaturală. Vine doar din Dumnezeu. Și să știți, de-a lungul istoriei, nu sunt doar câțiva, doar un Ștefan care îi iubea pe cei ce-l lapidau, pe cei ce-l omorau cu pietre. N-a fost doar un Hristos pe cruce care spunea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. N-a fost doar un Petru răstignit cu capul în jos care iubea pe călăii săi. N-a fost doar un Ian Hus care a fost ars pe rug și în timp ce era ars pe rug se ruga pentru călăii săi. N-a fost doar un Wurmbrand care i-a iertat pe cei care l-au batjocorit și l-au chinuit în ultimul hal și îmbrățișa pe torționare în închisorile comuniste. Nu! Această dragoste supranaturală, și te rog să ții minte ce spun acum, este valabilă pentru cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu. Este valabilă pentru fiecare credincios în parte, pentru că Ioan este foarte clar: n-ai această dragoste, nu ești din Dumnezeu. Nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Ai această dragoste. Este o dovadă, un test al calității tale de copil de Dumnezeu. Nu trebuie să fii un mare predicator, nu trebuie să fii un gigant spiritual, un mare erou al credinței, ca Dumnezeu să-ți dea această dragoste. Cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, orice convertit adevărat, are în el această dragoste supranaturală. Și cred că Dumnezeu uneori ne dă harul să trecem prin încercări și ne mai pune câte un ghimpe în coastă, câte un om mai greu de iubit, mai puțin iubibil. Uneori e greu să iubim chiar pe unii din casa noastră, din rudele noastre. Ne mai pune Domnul pe lângă noi pe cineva greu de iubit, știți de ce? Ca să ne încerce, să ne testeze și ca noi, iubindu-l pe acel om, să vedem că suntem din Dumnezeu și să ne întărim în credința noastră. Să vedem că avem această dragoste supranaturală în noi, care vine de la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De asta Dumnezeu pune astfel de oameni în jurul nostru greu de iubit, ca să ne verificăm
să ne testăm din acest punct de vedere. Da? Pentru că, vedeți, dragostea supranaturală ca manifestare trebuie să fie și un model și de trei ori suntem îndemnați să imităm, să preluăm, să emulăm acest tip de dragoste pe care Dumnezeu îl are față de noi. În versetul 7 spune: prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu, observați? Este clar, cine iubește este născut din Dumnezeu. De asta spun că această dragoste este pentru tine. Auzi, o să pleci acasă astăzi, în câteva minute. Și poate ți se va întipări mai bine în minte adevărul acesta, că în inimioara ta zace o dragoste supranaturală. Slăvit să fie Domnul! E o dragoste pe care nu o găsești pe pământ, nici în cele mai nobile case, nici în palatele regilor și a reginelor. Nu găsești această dragoste, oricât de nobil ar fi, dragostea umană nu poate să ajungă la acest tip de dragoste supranaturală. O au doar cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Versetul 11, rea aceeași idee. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții, observați? Această dragoste care trebuie imitată, trebuie să devină un model pentru noi. Versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, e cazul acesta ipotetic, și urăște pe fratele său, observați cum pune problema? Este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Observați? Toate acestea ne arată foarte clar câteva adevăruri de bază. Că dragostea supranaturală vine din Dumnezeu, izvorăște din Dumnezeu și nu este condiționată de nimic din jurul nostru. Dumnezeu nu iubește în funcție de ce vede și simte, în funcție de stimuli din exterior. Dumnezeu iubește în funcție de cine este el în interior, în natura lui, și el este dragoste. Și El iubește mereu, mereu. De asta face să răsară soarele și peste cerei și peste cei buni. De asta nu coboară foc din cer să-i nimicească pe samariteni când vine Iacov și Ioan cu ideea trăznită. Și Dumnezeu spune: taci din gură că habar n-ai ce spui. Lasă-i în pace. Asta este dragoste. De asta acum este anul de îndurare a lui Dumnezeu. De asta nu trăznește Dumnezeu lumea asta plină de păcat și le mai dă Dumnezeu har oamenilor să se pocăiască. Va veni o zi de răzbunare, spune Biblia clar în Isaia 61. Va veni o zi a judecății, ziua mâniei lui Dumnezeu. Dar până atunci este un an de îndurare. Și oricine vine la Domnul nu va fi izgonit afară. Astăzi este vremea pocăinței. Suntem în epoca pocăinței. Suntem în epoca îndurării. Vine și ziua judecății. Dar câtă vreme se zice astăzi, încă n-a venit. Încă mai este îndurarea lui Dumnezeu. Și dragostea asta, cum spuneam, este manifestată prin jertfă, este imitată de creștini. Dar aș vrea să ne uităm la al treilea lucru. După ce am văzut rădăcina dragostei supranaturale, după ce am văzut manifestarea dragostei, modul în care ea se manifestă și trebuie și noi să o imităm, aș vrea să ne uităm la faptul că dragostea supranaturală este perfectă. Este perfectă sau desăvârșită. Și aici trebuie să fac o precizare și să spun că nu ne referim aici la aspectul cantitativ al dragostei. Când spunem că dragostea este perfectă, nu înseamnă că nu poți iubi mai mult decât iubești acum. Întotdeauna este loc de mai mult. Dacă o luăm din punct de vedere cantitativ, fiecare dintre noi poate să iubească mai mult decât iubești acum, corect? Putem să creștem în iubire față de Dumnezeu și în iubire față, unii față de alții. Și atunci ce înseamnă că dragostea a ajuns desăvârșită sau este perfectă? Se referă la aspectul calitativ. Că este un anumit tip de dragoste și este perfectă în sensul că întotdeauna este eficientă. Întotdeauna își atinge scopul. Întotdeauna această dragoste este bună, asta e ideea. Este perfectă că își atinge țelul. Chiar dacă nu avem în cantitatea maximă posibilă, o vom avea doar în ceruri, dar avem acest tip de dragoste specială, perfectă, care își atinge întotdeauna țelul. Și de două ori se spune în text că dragostea este perfectă pentru că sunt două țeluri pe care această dragoste perfectă trebuie să le atingă și reușește să le atingă
tocmai pentru că e perfectă. În versetul 12 spune că perfecțiunea dragostei se arată în relație cu cei din jur. Zice, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns, spune, desăvârșită în noi. Ce înseamnă asta? Acest lucru înseamnă, pe scurt, că nu putem urâ. La asta se referă perfecțiunea dragostei. Să reformulez. Dragostea asta de la Dumnezeu, supranaturală, are această calitate. În sensul ăsta e perfectă. Este de așa fel, de așa natură, încât atunci când o ai, și orice copil al lui Dumnezeu o are, nu poate urâ. Eu am curaj să fac o afirmație șocantă acum, pentru dumneavoastră, pentru toți cei de aici, care sunteți copiii lui Dumnezeu, deși nu vă cunosc trecutul, nu știu ce faceți neapărat în timpul săptămânii sau ce facem, dar am curaj să afirm că nu puteți să urâți. Dacă sunteți copiii Domnului. De asta am curaj să vă și enervez câteodată. Că știu că nu mă puteți urâ. Asta este, frați și surori, vestea cea bună. Bineînțeles că am glumit, că nu vă enervez foarte des. Dar asta este minunea de care Dumnezeu ne face parte. Ea este perfectă și putem să-i vedem, să-i verificăm perfecțiunea sau desăvârșirea ei în relație cu cei din jur, dacă ajungem acolo să nu putem urâ. Spuneam și altă dată, poți să fii supărat, te poate enerva, poți să ai o perioadă de un fel sau, dar nu poți să ai o ură cronică. Pur și simplu ceva din tine nu te lasă să-l urăști pe un om, să-i dorești răul, să mergi să aprinzi lumânări din alealte, nu pentru cei vii. Să pui acatiste, să spui să-l bată Dumnezeu, să-l blestemi, să... Nu poți! Să mergi la vrăjitoare, să bagi la ace, în păpuși, ca la vudu. Nu poți să faci din astea. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu poți să te bucuri de răul cuiva și să-i dorești răul cuiva. Pentru că este în tine o dragoste perfectă, o dragoste cu această calitate a desăvârșirii care se manifestă în relația cu cei din jur. Dar, iată, perfecțiunea dragostei, în celălalt verset, ne arată că se manifestă și în relație cu Dumnezeu, nu doar cu cei din jur. Și asta vedem în versetele 17 și 18, unde spune cum este El în lume, așa suntem și noi în lumea asta, adică pe El l-a urât și pe noi ne urăsc alții, dar cum El a iubit și noi iubim, cam la asta se referă, deci suntem ca Domnul Iisus în lumea asta. Și după aia spune, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, și am explicat la ce se referă, și acum, după ce a vorbit în versetul 12 despre relația pe orizontală, acum vorbește despre relația pe verticală și spune, pentru ca să avem, atenție, deplină încredere în ziua judecății. Wow! Ce tare! Și apoi versetul 18 spune, în dragoste nu este frică. De ce? Pentru că dragostea desăvârșită, adică acest tip, această calitate a dragostei, izgonește frica, alungă frica. Ce vrea să spun aici? Că în momentul în care ai dragostea asta supranaturală în tine, perfecțiunea ei pe orizontală se vede în aceea că nu poți să-i urăști pe oameni și perfecțiunea ei pe verticală se vede prin aceea că nu ți este frică de judecată. Pentru că dragostea asta pe care o ai în tine de la Dumnezeu alungă frica și te asigură de faptul că poți să mergi înaintea lui Dumnezeu și să stai în prezența lui Dumnezeu înaintea marului tron alb și a scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Și întrebarea este, Doamne, dar un pic mi-era frică, un pic mă gândeam așa, cum o să fie în ziua judecății și... Parcă maică-mi venea să spun să mai întârzi un pic, Doamne, să nu vii prea repede că încă nu m-am pregătit. Ați auzit vorba asta? Ce falsă, ce eroare majoră! Să crezi că te poți pregăti pentru venirea Domnului. Ce eroare majoră! Nimeni în lumea asta, și dacă ar trăi 10.000 de vieți, nu se poate pregăti pentru venirea Domnului.
Suntem pregătiți pentru venirea Domnului când ne-am pus credința în Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Suntem acceptați pe deplin în preiubitul Său Fiu, în Domnul Iisus Hristos. Dacă o iei tu cu pregătirea ta, 10.000 de vieți de am trăi, nu ne putem pregăti pentru venirea Domnului. De aceea, cel ce și-a pus credința în Hristos nu are de ce să se mai teamă de venirea Domnului. Realitatea, Biblia spune altceva decât ne spune inima noastră sau societatea în care trăim. Spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8, despre el și apoi, prin extrapolare, extinde la toți creștinii și spune: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce? Ce? Vor fi iubit venirea Lui. Nu spune vor fi amânat venirea Lui. Doamne, mai pune un pic venirea Ta pe stand-by. Pune pauză pe imagine, pe timp, că încă nu m-am pregătit. Pavel spune că adevărații creștini iubesc venirea Lui. O vor acum. Nici măcar o secundă, Doamne, să nu mai întârzii. Mireasa își așteaptă mirele. Nu vrea ca mirele să întârzie. Și dacă ne uităm cum se termină cartea Apocalipsa în capitolul 22, mireasa se cuplează, se armonizează cu Duhul Sfânt și spune: și Duhul și mireasa, adică biserica, zic: amin, vino, Doamne Iisuse. Asta spune mireasa, biserica lui Hristos: vino, Doamne, vino, Doamne, te iubesc, Doamne, vino cât mai repede. Nu spune: stai acolo, că încă nu m-am pregătit. Vedeți ce eroare majoră? Cu ce să te pregătești? Păi stai, frate, că încă mai am de făcut niște fapte. Trebuie să mai câștig un pic bunătatea lui Dumnezeu, să-i mai câștig un pic inima. Dacă gândești așa, ești într-o mare eroare. Din clipa în care ai crezut, tot trecutul tău s-a șters. Din momentul în care te-ai pocăit și ți-ai pus încrederea în Hristos, ești pregătit, pentru că Hristos e pregătit. Pentru că toate în El sunt da și amin. Nu ai de ce să te mai temi. Pentru că intri în cer nu pe baza meritelor tale, ci intri în ceruri pe baza a ceea ce a făcut Hristos la Calvar. Și când ai înțeles dragostea asta a lui Dumnezeu, necondiționată, arătată în jertfa lui Hristos, înseamnă că a ajuns desăvârșită în noi. Când avem dragostea asta și am înțeles-o, înseamnă că nu ne mai este frică, pentru că ne știm iubiți de Dumnezeu. Asta e perfecțiunea ei. Dacă vrei să vezi această perfecțiune în viața ta, trebuie să ajungem fiecare pe orizontală să nu-i mai urâm, să nu putem să-i urâm pe cei din jurul nostru, iar pe verticală să nu ne mai temem de Dumnezeu și de ziua judecății, să nu ne temem nu în sensul reverenței, asta e altceva, dar să nu ne temem în sensul fobiei, al fugii de fața lui Dumnezeu, ci să dorim să ne întâlnim cât mai repede cu Domnul nostru. Iată, așadar, ce înseamnă creștinismul. Ăsta e creștinismul, fraților. Alealte, cu fac și eu, face și Dumnezeu, un metru el, un metru eu, îi câștig favorul lui Dumnezeu. Astea alte le găsiți peste tot. Puteți să mergeți în orice altă religie și le veți găsi. Dacă vreți să rămâneți în creștinism și să rămânem în creștinism, creștinismul înseamnă har. Înseamnă har nemeritat. Înseamnă jertfă substitutivă. Înseamnă Hristos care plătește pentru noi. Înseamnă că nu putem face nimic, mai mult sau mai puțin, să ne câștigăm mântuirea, pentru că mântuirea este prin Hristos. Înseamnă că suntem iubiți și nu putem fi iubiți mai mult sau mai puțin decât suntem iubiți deja. Indiferent și când treci prin nopțile grele, și prin depresiunile, văile spirituale ale vieții tale, tot la fel de mult te iubește Dumnezeu. Și când înțelegem această dragoste, se vede calitatea ei, că e perfectă. E perfectă că nu mai poți urâ. E perfectă fiindcă alungă frica. Slăvit să fie Domnul nostru pentru asemenea dragoste. Și există o asemenea dragoste, fiindcă El este dragoste în sine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.